Salutare oameni buni și bine v-am găsit la primul episod din această serie de FIFA 19 Manager Mode. Mai exact, Career Mode. Manager Career Mode. Am ales Aston Villa, ca să vom juca. Avem o echipă destul de decentă. Și sper eu să readuc Aston Villa la gloria de odinioară. Gloria de odinioară, puțin spus, că a avut și momentele de glorie care s-au dus. Suntem în Liga a doua engleză momentan cu echipa, dar am aici câteva transferuri de un fundaș central. În care aici jumping de la Cagliari am vrut să-l iau, este un fundaș mai experimentat, acesta este tânăr din Premier League, dar o valoare totuși care poate să crească și vom încerca să-l cumpărăm. Și de cred că trebuia să... Nu știu cât costă, să oferim 2 milioane pe el. Mie să nu se supere 2 milioane jumate. Nu știu cât are, adică cred că o să se supere sau. Ok, au acceptat 2 milioane, cât am pus 3 milioane jumate, cred. Au acceptat pe Adrioli, cei de la Cagliari. Și acum să vedem contractul cu el. Rolul lui va fi crucial în echipă. Să oferim un contract pe 4 ani pentru că nu vrea un an. Bun, nu putem nici un an. Hai să vedem măcar pe 2 dacă vrea, pentru că nu putem pe un an. Bun, vedem că a acceptat clauză, să punem dacă nu 2 milioane sau 3 milioane, nu mai știu exact cât am dat pe el. Vom pune o clauză de 7 milioane, sper să accepte. 4 milioane 350, ok, accept. Nu știu cât făcea jucătorul ăsta. Simonus clean sheet. Da, mi se pare ok. Bun, am reușit să l-am. Hutton, avem 390.000 de la Anderlecht, ok. Mă, îl dăm pentru că, sincer să fiu, nu prea văd să-l folosesc. El Mohamedi. Iar un râbâ de... Da, pe el nu o să-l dăm, 1.750.000 de la FC Basel. Nu o să-l dăm, să nu ne grăbim să ne vindem echipa. L-am dat pe... pe Răbu de dinainte, nu cred că mai trebuie să mai vindem pe cineva. Ok, vom pune aici așa zona asta de Turcia, de Italia și Turcia. Hai să vedem un scout în Spania totuși. Nouă, 12 milioane, ok. Este mult. Bun, am pus deja un scout. $250.000 pe acela. Și avem și primul meci în ligă cu cei de la Hull City. For ban.
cheie de la Colon. Echipa din Argentina, dacă nu mă înșel. Goalkeeper de joi. Ok, hai, acceptăm 450.000 de la Colon pentru că nici pe el nu o să-l folosesc sincer și decât să mă bată la cap că vedem cum e. Echipa este ok. Și vom da play Putem să match. prindem pe un contraatac. Deci că aici o să schimbăm partea, dar n-am prea reușit. Oh, Kingsley, concentrare. Aproape să ne dea gol. Un corner, sper să nu. Să nu reușească să marcheze, respingem. Și tot le rămâne mingea. Dar Kalinic. Facem foarte mult pressing și asta se vede. Un semi-forfeit acolo în blocaj. Greșim pas acolo și pornesc ei pe un contra-atac. Campbell încearcă, nu știu dacă a vrut să șuteze acolo. O, și un transfer la Chelsea, Manolas. Și scapă singur acolo și reușește să și marcheze. Campbell. Da, Hull City deschide scorul în minutul 42. De fapt 43. Nu mai ce reluarea. Scapă acolo Chester, cred. Ce singur e Kingsley și o pască de Campbell. Iar o scăpat un atac periculos. Și vine concentrare, resping cei de la Hull City. Pasă lungă, dar nu, care nu-și atinge ținta. O intrare dură acolo, nu se dă fault. Concentrare periculoasă. Scăpăm acolo. Pasă bună. Pasă bună, să vedem, poate reușim să egalăm un șut. Marshall scoate totuși. Cogia nu reușește să-l învingă pe Marshall. Și resping în disperare cei de la Hull City. Și Bolais cu o centrare. Și șutul, un șut extraordinar de prost din partea lui Grealish. Să și noi să facem o schimbare. Grealish, e cam obosit. Hai să-l încerc, nu am un ceame, voi băga pe. Voi băga un CDM totuși.
Și încă ne conduc. Se greșesc încă multe pase, ca în curtea școlii. Bun, reușim să ne apărăm și de data asta. Un egal în deplasare ar fi super. Nu, de ce ai dat acolo? Ținem prea mult de minge, nu dăm drumul la minge. Dacă pleacă un... Da, nu pleacă nimeni, tot le ajunge mingea. Un șut! Un șut tare frumos. Și cred că este un fault în atac, dacă nu mă înșel. Îmi da și nu pe ultra-atac, pentru că nu mai avem efectiv ce să pierdem. Frumos aici. Și ne alunează și șansa asta de a egala. Avem 2 minute, poate avem timp de un ultim atac. Dacă reușim să recuperăm acum mingea, dacă nu. Ne-am luat adio un șut, hai, minutul 93, da, și se termină aici 1-0 Hull City cu Aston Villa. Nu reușim să câștigăm, din păcate, nu avem această chimie între noi, dar pe parcurs vom reuși. Da, cam atât cu episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe și un share. Până data viitoare, pe curând!